Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bun găsit, urmăriți buletinul economic a 7 TV. Într-o perioadă în care economia trece prin schimbări radicale, noi vă aducem o sinteză săptămânală a celor mai importante știri economice din întreaga lume. Deschidem această emisiune cu știrile pe scurt. Bugetul pe 2021 va fi gata la final de an. Washingtonul și Bruxelles s-au înțeles să înceapă o acțiune comercială împotriva Chinei, iar Florin Câțu ne asigură că nu vom trece din nou printr-un blocaj economic. Premierul Ludovic Orban a declarat recent că obiectivul guvernului este de a adopta proiectul de buget pentru 2021 până pe data de 31 decembrie. Cel mai probabil, după investirea noului executiv între Crăciun și Revelion, vom ști și noi, cetățenii, care sunt banii publici pe care îi va cheltui guvernul anul viitor. Pregătim rectificarea bugetară, de asemenea pregătim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este să adoptăm proiectul de buget până în data de 31 decembrie, cel mai probabil după investirea guvernului între Crăciun și anul nou, a dat asigurări Ludovic Orban într-o conferință de presă susținută după investirea în funcția primarului municipiului Slobozia, Dragoș Soare. El a punctat că viitorul buget va fi construit pe baze realiste, va ține cont de realitatea economică din România și va urmări în primul rând să asigure investiții în dezvoltarea României, în dezvoltarea infrastructurii de transport, energetice, de sănătate publică, școlare, de comunicații. Pe de altă parte, vom prevedea toate resursele financiare necesare pentru a putea asigura plata pensiilor, plata salariilor. Va trebui să gândim foarte bine asigurarea părții de cofinanțare, care să ne permită absorpția fondurilor europene, pentru că odată cu creșterea ratei de absorpție de fonduri europene și creșterea cantității de bani care intră în economia românească din fonduri europene, noi trebuie să asigurăm o cofinanțare suplimentară și acest lucru trebuie în mod evident să-l asigurăm din resursele bugetare aflate la dispoziție, a mai spus liderul Orban. Premierul a punctat că la baza construcției bugetului nu vor fi luate în calcul noi taxe și impozite. La baza construcției bugetare am anunțat că nu vom introduce nicio taxă suplimentară și nu vom crește taxele și impozitele. Întrebat care este procentul avut în vedere pentru majorarea pensiilor anul viitor, premierul a precizat: majorarea pensiilor se va face pe baza realității economice. Obiectivul nostru este să creștem în continuare pensiile, să le creștem în funcție de creșterea economică, de dezvoltare economică. Oricine spune că poate să crească pensiile fără bani suplimentari este un mare mincinos. Pentru ca să crească pensiile, e nevoie de creșterea numărului de angajați, e nevoie de creșterea salariului mediu, în felul ăsta, crescând încasările la fondul de pensii, pot să crească și pensiile. Este simplu, a mai declarat Ludovic Orban. Dacă stați cu grijă că va fi un nou loc de aun, vă dau o veste bună. Ministrul de Finanțe, Florin Câțu, ne asigură că economia nu va mai fi închisă, așa cum s-a întâmplat timp de două luni în primăvară și că anul viitor nu vor fi majorate taxele. Nu vom mai închide economia cum s-a întâmplat pentru două luni în primăvară. Nici atunci nu o închideam dacă găseam rezervele cu ceva în ele, dar nu am găsit nimic. Am învățat cum să navigăm. Este o perioadă dificilă. Trebuie să trăim cu virusul acesta. Nu putem să închidem economia. Prin reguli simple, dacă le respectăm, putem continua, a declarat Câțu într-un interviu la un post de radio potrivit Mediafax. Ministrul a precizat că ia în calcul cele mai negre scenarii pentru anul viitor la stabilirea bugetului. Politica fiscală anul acesta a fost de a injecta bani în economie. Am învățat că într-o perioadă de criză banii trebuie să circule. Oamenii sunt precauți în această perioadă la achiziții, la investiții și am injectat noi bani în economie. Putem să mai injectăm lichiditate în economie, a mai declarat Câțu. Ministrul Finanțelor dă asigurări că nu vor crește taxele anul viitor. Nu o să crească TVA anul viitor, nu cresc taxele. Anul acesta am încasat mai mult la buget față de anul trecut în august, în septembrie și o să fie și în octombrie. Rețeta noastră este să încasăm banii de la privat și să-i punem înapoi în sectorul privat. Și sectorul privat a reacționat foarte bine. Eu vin din privat și știu cum funcționează. Sectorul privat trebuie lăsat în pace și să îi se plătească facturile la timp. Când am venit la guvern, am găsit 30 de miliarde de lei neplătiți către ei, nu se decontau concedii medicale, spune ministrul. Florin Câțu spune că România are cea mai mică creștere a deficitului bugetar din Europa. Aveam cea mai mică creștere a deficitului bugetar, cea mai mică creștere a datoriei publice și printre cele mai mici scăderi economice din Europa. Datoria publică se duce spre 40% din PIB anul acesta, sta în creștere cu 7%. La criza din 2008, datoria a crescut cu 20%. Exporturile noastre se bazează mult pe industria auto, pe componenta industrială și au fost afectate de criza din Europa. Vrem să fim mai flexibili în viitor, resursele să plece din sectorul afectat spre un sector care funcționează, a mai declarat ministrul Finanțelor.
Washingtonul și Bruxelles s-au înțeles să înceapă o acțiune de colaborare care să vizeze probleme legate de China. Statele Unite și Uniunea Europeană au lansat un canal bilateral dedicat dialogului pe probleme legate de statul chinez, informează Ager Press. Secretarul de stat american Mike Pompeo și șeful diplomației europene Josep Borrell au lansat această inițiativă în cadrul unei conferințe telefonice potrivit unui comunicat de presă comun. Dialogul bilateral se va desfășura la nivelul Serviciului European de Acțiune Externă și al Departamentului de Stat al SUA. Înaltul reprezentant Borrell și secretarul de stat Pompeo au salutat începerea acestui dialog ca un forum dedicat experților UE și SUA pentru a discuta întreaga paletă aspectelor legate de China, conform sursei citate. Șeful diplomației americane îndemna statele membre ale Uniunii Europene să respingă gigantul tehnologic chinez Huawei, care încearcă să implementeze infrastructura de comunicații 5G în Europa, acuzând faptul că Huawei conține o amenințare la adresa securității naționale. Cei doi lideri au convenit să organizeze întâlniri la nivel de înalți sociali pe teme precum drepturile omului, securitate și multilateralism. Prima întâlnire la nivel înalt este programată pentru mijlocul lunii noiembrie între adjunctul secretarului de stat american și secretarul general al SEAE. Mike Pompeo și Josep Borrell au discutat de asemenea despre sprijinul acordat independenței Belarusului și au cerut încetarea imediată a ostilităților între Armenia și Azerbaijan în conflictul din Nagorno-Karabakh. Ce avantaje vă poate aduce un business la cheie? Franciza este un model de business preferat de femei. De ce nu se pot franciza și casele de avocatură? Ne spune antreprenoarea Irina Vasile. Am sesizat și eu, deși n-aș vrea să generalizez, am sesizat că femeile sunt mai predispuse să înceapă o afacere, o prima afacere în domeniul francizei și nu într-un domeniu cu o afacere de la zero. Asta pentru că e oarecum firesc, francizorul îți dă tot know-how-ul lui, practic el face greșelile pentru tine, ca să nu fii tu nevoit să treci prin aceleași greșeli în respectiva afacere. Despre asta este. Da, despre asta e vorba. Acestea sunt avantajele, cum spuneam, dar sunt și dezavantaje, adică să construiești de la zero afacere înseamnă că e conceptul tău, înseamnă că tu îți targetezi clienții, serviciile, pe când în momentul în care, să zicem că preiei o franciză, ai un plan ordonat și coordonat din altă parte. Exact. Pe de altă parte, de ce nu? Nu poți exclude posibilitatea ca începând o afacere de la zero și crescând-o organic, frumos, să ajungi în punctul în care să vrei tu să francizezi afacerea și să fii tu francizor și să dai francize și să înveți pe ceilalți cum să facă afacerea pe care tu ai crescut-o. Casele de avocatură se pot franciza și ele? Nu m-am gândit niciodată la asta. E o întrebare foarte, foarte bună, dar nu cred. Domeniul avocaturii e strict reglementat și puțin probabil să se poată la noi, cel puțin. Dar, și extrem de personalizat, adică un avocat de succes sau cunoscut își pune amprenta, nu știu, pe un subiect, pe un caz, pe o afacere și atunci e mai greu să dea în franciză o denumire având în vedere că la bază și la mijloc este vorba de semnătura lui și de modul în care acționează. Exact. Pe de altă parte, casele de avocatură au în spate un know-how, adică ei trecând prin diverse teme juridice, știu, de exemplu, nu știu, cum să trateze un caz de divizare, știu să-l facă cap-coadă. E un know-how pe care îl au și pe care un avocat la început de drum nu-l are. Dar o parte din populația Uniunii Europene va putea fi imunizată împotriva noului coronavirus până în 2022. Informația reiese din declarația oficialilor europeni la o reuniune internă, în contextul în care vaccinurile pe care blocul comunitar și le asigură ar putea să nu fie suficiente sau ar putea să fie disponibile în cantități ceva mai reduse. Nu vor fi suficiente doze de vaccinuri COVID-19 pentru întreaga populație înainte de sfârșitul lui 2021, le-a spus un oficial al Comisiei Europene diplomaților din statele membre UE, care au participat luni la o reuniune cu ușile închise, a dezvăluit o persoană care a participat la această întâlnire. Un al doilea oficial european a confirmat pentru Reuters această declarație. Acest avertisment vine în pofida faptului că blocul comunitar, a cărei populație se ridică la 450 milioane de persoane, și-a asigurat peste 1 miliard de doze de vaccinuri potențiale împotriva COVID-19
2019 de la trei mari producători de medicamente. În prezent, UE negociază achiziția în avans a unui alt miliard de doze de vaccinuri de la alți producători. Deocamdată nu există un vaccin eficient împotriva COVID-19, însă la începutul acestui an, Comisia Europeană estima că primele doze vor fi disponibile la începutul anului următor. Dată fiind oferta limitată de vaccinuri, de mai multe luni Comisia Europeană a îndemnat guvernele europene să pună la punct planuri de vaccinare care să dea prioritate grupurilor vulnerabile și personalului esențial, precum lucrătorii din sistemul de sănătate, vârstnici și persoane cu boli cronice. Însă, dincolo de consensul cu privire la necesitatea de a-i vaccina pe doctori și asistente, nu există încă un punct de vedere comun cu privire la celelalte grupuri, a declarat oficialul Comisiei Europene la reuniunea care a avut loc luni. În luna iulie, un raport convenit de executivul comunitar și guvernele UE menționa că cel puțin 40% din populația UE ar trebui să fie vaccinată în prima fază. Unele state membre vor să-și rezerve doze de vaccin pentru întreaga lor populație, cu obiectivul de a le distribui încă de la mijlocul lui 2021. Însă un al treilea oficial european a apreciat că acest obiectiv îndrăzneț ar putea fi atins numai dacă Uniunea Europeană ar ajunge la acorduri de furnizare cu cel puțin 7 producători de vaccinuri. Educația este cea mai afectată industrie din țara noastră. La ce proceduri obligă statul pe antreprenorii care dețin școli sau grădinițe private? Cum vor supraviețui aceste afaceri? Ne spune antreprenorul Dan Prediger. Rolul unei grădinițe este de a dezvolta latura socio-emoțională a copilului. Latura asta o dezvolți prin apropiere, n-ai cum să o dezvolți de la distanță și să-i pui pe ei și să le explici, vezi, nu te apropia de colegul tău pentru că e periculos, el s-ar putea să te îmbolnăvească, adică poți să riști să transformi totul într-o anxietate față de oameni. Și după un an de zile o să încep să explici copilului, știi, oamenii nu sunt periculoși, te poți apropia de ei și oamenii sunt buni, poți să fii prieten cu ei, poți să lucrezi cu ei. Adică, deci în mediul online este exclusă trecerea activității voastre de la grădiniță? Este exclus. Noi, acum când am închis grădinița, timp de două zile toate grupele au intrat online. În prima zi, trei sferturi dintre ei au vrut să intre online. A doua zi, deci nu că după o săptămână, a doua zi, mai puțin de jumătate dintre copii au vrut să intre online. Iar în celelalte două grupe care sunt închise timp de două săptămâni, continuăm activitățile online, dar avem o prezență undeva de 30-40% maxim. Și la grupă mare, unde acolo faci niște activități cumva apropiate de grupa zero. Exact. Și cu toate astea nu tot avem succes. Este da. Extrem de complicat. Te întrebam puțin mai devreme dacă e în calcul cumva redresarea business-ului și ce ar însemna pentru dinamica afacerii tale, costuri mai mari, alt personal, te aștepți la o creștere a profitului după X ani sau poate de ce nu la obținerea, amortizarea investiției mai rapid decât în cazul grădiniței? Da. Noi, să știi că suntem un caz fericit și de asta nu-mi place să mă dau foarte mult ca exemplu. La noi cererile au crescut foarte mult anul ăsta, mult mai mult decât în anii anteriori. Am crescut, e un paradox. Am crescut numărul personalului și așa mai departe. Adică dacă anul trecut eram 52, anul ăsta suntem 56. Ne-am dezvoltat mai mult decât eram înainte de pandemie. Dar nu trebuie noi să fim un exemplu pe piață și asta pentru că noi avem o curte foarte mare și sunt enorm de puține grădinițe, nu știu, poate sunt 5 în toată țara, care au o curte atât de mare. Exact. Și atunci nu putem să ne raportăm la noi, hai că ăsta este un model pe care toată lumea poate să-l implementeze. Premieră mondială. Slovacia testează întreaga sa populație de coronavirus. Slovacia a lansat recent un program de depistare a coronavirusului la întreaga populație cu teste antigenice, o premieră mondială criticată deja pentru pregătirea slabă, potrivit Ager Press. Testele antigenice dau rezultate rapide, uneori în câteva minute, dar nu sunt considerate la fel de precise ca testele PCR, pentru care tampoanele nazale trebuie trimise la un laborator de analize. Participarea la test este gratuită și voluntară, dar persoana care nu are un certificat de test negativ riscă o amendă substanțială dacă este arestată de poliție. Oricine are rezultat pozitiv ar trebui să intre imediat în carantină timp de 10 zile. Aceasta va fi calea noastră către libertate, a insistat Matovic, sugerând că restricțiile asupra pandemiei ar putea fi ori relaxate după
finalizarea testelor, ori întărite dacă programul nu este implementat pe deplin. Avem mari șanse să arătăm Europei și lumii că lucrurile se pot face diferit fără a închide economia și a lăsa milioane de oameni fără locuri de muncă, a declarat el în ajunul campaniei de testare citat de agenția slovacă de presă TASR. Guvernul intenționează să finalizeze testele naționale în 2 zile și să efectueze o altă rundă de teste în weekendul viitor. Totuși, s-a străduit să găsească personal medical pentru a asigura funcționarea tuturor centrelor de testare și a forțat să ofere bonusuri în numerar medicilor. Sâmbătă, oamenii au format cozi încă de dimineață de vreme pentru a fi testați, dar în unele locuri testele nu au început la timp din cauza problemelor organizatorice, după cum relatează AFP și Reuters, dar și mass media slovace. Asociația Slovacă a Medicilor Generaliști a criticat planul guvernului, considerându-l prost pregătit. Potrivit asociației, concentrarea a milioane de oameni la centrele testare rămâne în contradicție cu recomandările experților în boli infecțioase pentru a reduce cât mai mult posibil contactul public și mobilitatea. Slovacia ar fi prima țară de această dimensiune care organizează testări la scară națională. Până în prezent au avut loc teste pe scară largă în întregi orașe din China. Programe de testare de o asemenea învergură au fost anunțate de asemenea de state europene mai mici, precum Luxemburg și Monaco. La fel ca alte țări, Slovacia a înregistrat o creștere bruscă a cazurilor de coronavirus, dar mai mică decât media UE. Cum se manageriază o platformă de livrare la domiciliu? Care este necesarul de resurse umane și tehnologice? Cât investesc marile companii pentru a face față cererilor crescute de pandemie? Ne spune Victor Cariul, managerul unei afaceri de profil. Cât investiți voi, să zicem, anual în acest business? De exemplu, în București, ce înseamnă dotările? Nu știu, flota de biciclete, flota de mașini, cât se cheltuie așa, dacă vrei tu, în medie, cu angajați? Nu noi le oferim vehiculele, ei vin cu bicicleta lor, mașina okay. lor. Deja devin parteneri. Da. Noi ce investim? Investim în marketing, în platformă, în promoții, în lucruri de genul. Nu atât de mult. Aici merg banii cel mai mult, exact, în da. Această direcție. Și chiar așa, cum vă faceți voi remarcați în această piață și mai ales cum ați reușit să creșteți, cum v-ați promovat de-a lungul timpului? Vorbim despre 2 ani, 2 ani și un pic. Mă gândeam așa, că având în vedere că îi vedem pe curier pe stradă, cred că asta este principalul motor, adică prin sursele interne. Ajută foarte mult, dar la noi, spre deosebire, de exemplu, de Spania, acolo industria, sau mă rog, tot ce ține de două roți e mult mai dezvoltat decât la noi. Acolo oamenii merg mai mult pe scuter, pe biciclete, pe lucruri de genul. Spre deosebire de București, unde nu începe să crească, dar încă e foarte mic. De fapt, doar 20% din curieri sunt pe biciclete sau pe scutere. Restul sunt pe mașini. Ok. Sunt un pic mai organizați? Unde? La noi? Spania. Asta spun. Adică nu. Traficul permite să te miști mai rapid cu mașini. Nu, la noi sunt 80% pe mașini. 80% pe mașini. Da, deci okay. Tot ce vezi pe stradă, ce pe biciclete, înseamnă de fapt, prea puțin, exact. Sunt mult mai mulți, de fapt, în realitate. De exemplu, da, de ce? Adică, te întrerup și întreb, este alegerea curierului? Adică el deține mașină și vrea să vină cu mașina să lucreze și nu cu bicicleta? Sau ține de comandă, de volumul comenzii? Cine decide cu ce mijloc se livrează? Curierul poate să livreze cu ce vehicul are el, nu-i problemă. Dar nu găsește, efectiv, suficient de mulți oameni care au, de exemplu, un scooter. În minutul de economie vorbim despre adoptarea monedei euro. Euro este moneda oficială a 19 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Introducerea monedelor și a bancnotelor euro în 2002 a fost pregătită timp de peste 40 de ani. Banca Centrală și Comisia Europeană sunt responsabile cu menținerea valorii și stabilității monedei euro și cu definirea criteriilor de aderare în zona euro. România nu îndeplinește încă aceste criterii, dar trebuie să precizăm că avantajele monedei sunt variate. Le resimțim atât la scară mică, ca întreprindere sau ca cetățean, cât și la nivelul întregii economii. Iată câteva dintre ele. Consumatorii au acces la o gamă mai largă de produse și de servicii, la prețuri mai stabile, companiile au mai multe oportunități, un stat înregistrează o mai bună stabilitate economică, iar pierderile financiare sunt mai bine integrate. Buletinul economic din această săptămână a ajuns la final. Eu sunt Flori Stoian și vă mulțumesc pentru atenție. Ne rămâneți conectați pe A7 pentru a fi mai aproape de viitor. Numai bine să vă fie!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.